Bună dimineața, Florin! Neața, Dani, neața tuturor! Dani, astăzi vom face un antrenament de core. Asta pentru că orice antrenament inteligent pentru începători trebuie să includă un set de exerciții pentru partea mediană a corpului nostru. Da? Parte în care găsim 200, cel puțin 200 de oase și mai multe grupe de mușchi. Ideea este că trebuie să lucrăm această zonă pentru că odată ea fortificată, evităm accidentările care ar putea să apară atunci când mărim greutățile în antrenamentul nostru. Da? Fetelor, haideți să dăm drumul la treabă. O să vreau așa. O să vreau să ne așezăm prima dată într-o poziție de planșă. Bun. De obicei eram obișnuit să lucrăm cu palmele sub piept. De data asta vreau să punem palmele înspre înainte. Revin ușor pe antebrațe. Nu am nevoie să mă grăbesc, da? Palma în față, revin pe antebraț. Exact. Odată ce palma depășește nivelul umărului, abdomenul, umerii, partea lombară lucrează și mai intens, da? Odată ce pun palmele în față, măresc dificultatea, măresc intensitatea. 3, 2, 1, stop, fetelor. O să vreau să ne așezăm, o să vreau să ridicăm ganterele, da? Ușor pe spate cu trunchiul, da? Ridic deasupra umerilor astfel încât să am tensiune mare pe abdomen. Și revin. Și din nou, ridic și revin. Și ridic și revin. Și ridic și revin. Dacă vreau să măresc intensitatea și mai mult, nu pot să fac altceva decât să ridic picioarele sus, să ridic călcâiele de la sol. Da? Dacă vreau să măresc intensitatea, foarte bine, Flavia. Asta e bine. Da? Lucrez constant. Nu cu pauze, da, n-am nevoie de pauze, lucrez constant, cel puțin 15-20 de repetări. 3, 2, 1, ne oprim. Fetelor, o să vreau să rămânem acolo înșezând, da? Coatele flexate, ganterele la nivelul bazinului. Apropii în față, revin, mă duc pe spate în rulare și din nou mă ridic. Și din nou, apropii în față, revin coatele lângă trunchi, mă duc pe spate și din nou mă așez. Asta e. Pe tot parcursul mișcării am zona de cor foarte, foarte bine întărită, dar foarte, foarte bine controlată. Bine, lucrez cu brațele și totodată lucrez toată zona de cor. Hai, inspir, expir pe revenire, braț în față și revin. Bine, Miruna, sus umerii, așa, așa, Amalia și... Nici n-ai fost ieri la sală, nu? Sus și revin, las ganterele jos. Bun. Vreau să folosim și mingea, da? Lucrăm pe minge. Toate exercițiile pe care le voi face devin și mai intense, da? Așa că o să vreau să-mi duceți un genunchi spre minge, revin, la fel cu celălalt, da? Nu mă grăbesc astfel încât să am control pe mișcare. Umerii deasupra mingii, foarte bine. Nu e un exercițiu greu, e un exercițiu la care trebuie să fim atenți atunci când îl facem, da? Pentru că altfel ne accidentăm. N-avem nevoie de asta. Lucrez foarte bine, ține abdomenul foarte, foarte bine controlat. Ține toată zona mediană a corpului tău foarte, foarte bine întărită, da? Asta e, hai! Și Mirna, și bine, sus genunchi, bine. 3, 2, 1, ultimul exercițiu, vreau să facem așa. Vreau să ne ridicăm. Avem mingea în fața bazinului. Ne aplecăm mingea jos. În momentul în care sunt cu trunchiul paralel cu solul, ridic mingea deasupra capului, mă îndrept din trunchi, revin cu mingea în fața bazinului și din nou mă aplec. Mingea deasupra capului, mă îndrept și revin, da? Dacă e greutatea prea mare, încercați să lucrați la început cu o greutate mai mică, dar mă interesează foarte, foarte mult să lucrăm mișcarea cât mai corect, da? Hai, și bine, și mă îndrept, și revin, da? E foarte important ca aici, pe aplecare, vertebrele să fie aliniate, da? Bine, și revin, ultima mișcare, fetelor, hai, Miruna, bine, și față, bine, Amalia și sus, ok, și respirăm, bravo! Mulțumim!